Încă de pe vremea când eram noi copii, sistemul de învățământ aprecia potențialul copiilor în funcție de performanțele lor la una sau două materii. Dacă cel mic se descurca la matematică, însemna că are un viitor strălucit. Dacă nu, părinții aveau motive de îngrijorare. Ce se întâmplă însă cu acei copii cu abilități excepționale în alte domenii în afară de cel al cifrelor? În minutele următoare vom cunoaște un copil cu abilități maxime, independente de operațiile matematice și sperăm să înțelegem cu toții cât de important e să-i descoperim cât mai timpuriu pe acești copii și mai ales să-i încurajăm să-și urmeze vocația. Aș vrea să ajung numărul 1 mondial ca toată lumea. Eu o văd pe Andreea în finala la Roland Garros și o să fiu undeva în tribune. S-a născut cu o malformație congenitală la amândouă picioarele. A fost nevoită să îi se pună aparate gipsate un an și jumătate. După care a început în notul. Trebuiau să îi se pună aceste aparate din 3 în 3 zile. Deci deplasarea la spital, durerea pe care o suporta copilul. Operațiile au fost grele, a fost foarte greu și pentru părinți și pentru el ca și copil. Sincer, nu mai am nicio amintire. Cred că și am preferat să trec peste și să nu mai mi-amintesc niciodată. A fost ok până la sfârșit, deci totul a avut un final fericit. Ea a devenit foarte ambițioasă și un copil foarte matur la o vârstă destul de mică. Când doctorii au spus mamei mele să mă apuc de not pentru recuperare, era foarte gălăgie în sală pentru că profesorii țipau, copiii țipau și ei și mie, eu sunt o fire mai retrasă și nu îmi place să se țipe, să se vorbească tare și nu mi-a plăcut deloc. Și de fiecare dată când mergeam la not, treceam pe lângă niște terenuri de tenis și mi se părea foarte frumoasă ideea să dai cu racheta în minge și am spus mamei mele că dacă nu mă duce la tenis, nu mai merg la not. Andreea a venit în club și de ce ne cunoaștem din 2004. Un copil ca toți copiii, o chestie mică, racheta mai mare decât ea, dar care se mișca foarte bine și cu o dorință extraordinară de a progresa și de a cunoaște. Și asta a ajutat-o și o ajută în continuare și acum. Prima dată când am lovit mingea, știu că parcă am dat pe lângă, dar am început să râd. Nu știu, era foarte frumos oricum. Pe la 7 ani mi-am dat seama că de fapt nu e o joacă și ar trebui să mă apuc ca lumea să merită. Pas cu pas am dus-o către ceea ce este acum și sperăm că să ajungă mult mai sus. Mie îmi place să-mi spun campioană europeană pe echipe. Am 150 de trofee și de locul 1 și de locul 2 și de locul 3. Internaționale și naționale, majoritatea sunt naționale. În 2011 am avut o perioadă de circa 3 sau 4 luni în care am avut 5 turnee internaționale și europenele pe echipe și n-am pierdut niciun meci, am câștigat toate turneele și la simplu și la proba de dublu. Munca este extraordinar de grea. În tenis și în orice activitate de tip profesional, totul este foarte greu. Și atunci dacă nu o faci convins fiind de faptul că vei reuși, dacă nu o faci cu zâmbetul pe buze știind că poate să fie și mai rău, atunci nu ai niciun fel de șansă. Având în vedere că eu sunt mama ei, nu pot să spun decât că este un copil minunat, de care sunt foarte mândră și mi-aș dori ca toți copiii să fie așa. Contează foarte mult un antrenor și niște părinți care să te ajute și să te înțeleagă, să ai lângă tine. Îmi place foarte mult când vine mama sau tata, dar îmi place când joc bine. Când nu joc bine, parcă aș vrea să plece, să nu mai stea, să nu mă vadă. Ea gândește foarte mult și înainte de antrenamente, gândește foarte mult și înainte de meciuri, gândește și în timpul meciurilor. Practic, parte din consumul ei se datorează și faptului că se gândește foarte mult. Consumul interior este mare. În timpul meciului îmi fac multe strategii, tactici de joc și unele mie, unele nu. Sincer, înainte să joc, când joc și după, eu cânt. La Andreea totul este natural, totul este firesc. Totul vine în firea lucrurilor și atunci asigur că
a fost și mai ușor de lucrat, este și mai ușor de tras niște concluzii, este mai ușor de făcut un program pentru ceea ce urmează să lucreze. Deci pentru ea totul venind natural este mult mai simplu.